Deoarece avem 14 consilieri în prezență din 15, putem începe aici de la consiliul local. Deschid ședința în consiliul local, când am mulțumit televiziunii că este alături de noi. Și citind ordinea de zi a ședinței de astăzi. În primul proiect de hotărâre din aprobarea organigramei și a statutului de funcții aparatului de specialitate a primarul comunei Ceparte Mare și a instituțiilor publice de interes local, curs sau fără personalitate juridică. Inițiator domnul primar Vasion. Proiectul este soțit de raportul de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului, compartimentul resurse urbane și va fi transmis prin avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, 2 și 3. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator domnul primar Vlasimon, proiectul este însoțit de raportul de specialitate la compartimentul de sol din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Compartimentul achiziții publice va fi transmis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1 și 2. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor rom, aparținând minorităților rome, de pe raza Comunii Ștefan cel Mare pentru anul 2021. Inițiator domnul primar Vasion, primarul Comunii Ștefan cel Mare. Proiectul este însoțit de raport de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul asistență socială și autoritatea tutelară și va fi transmis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 2. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației pe perioada nedeterminată a unor imobile, terenuri și clădiri în care nu se mai desfășoară activități de învățământ. Imobile ce aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator domnul Vlasiu Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul este însoțit de raportul de specialitate, compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, secretarul general al Comunei și va fi transmis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, 2 și 3. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea numărului și contului lunar al burselor acordate elevilor din Școala Gimnazială numărul 1 Negoiești pentru semestrul al doilea, al anului școlar 2020-2021. Inițiatorul este tot domnul primar al Comunei Ștefan cel Mare Vlasion. Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, biroul financiar potabil și va fi transmis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1. Proiectul numărul 6 privește stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentatului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, în adunarea generală a acționarilor a Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău, ESA. La Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău este acționar și în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunală Bacău. Inițiator primarul Comunii Ștefan cel Mare, domnul Vlasio. Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparat de specialitate al primarului. Administratorul public va fi transmis la vizare Comisiei de Specialitate numărul 2. Punctul 7. Este proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 28.04.2021 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator domnul Vlasion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul General al Comunii va fi transmis pe realizare comisiei de specialitate numărul 1, 2 și 3. Punctul 8 este divers. Cine este pentru ordinea de zi? În majoritate de voturi a fost votată ordinea de zi. Avem aici un referat de aprobare la domnului primar. L-ați citit, toată lumea știți despre ce este vorba. Da, am primit bine. Da. Trecem mai departe, mai citim? Nu, mai departe. Proiectul de hotărâri, pe numărul mai tare așa. Este propunerea domnului primar. Aici sunteți toți în documentați cu documentele care sunt în față, da? Care ați primit ceva discuții pe proiect? Are cineva de pus întrebări? Are cineva de adus amendament? Trebuie mai departe, hai! Să punem la vot. Punctul 1, da? Punctul 1, da. Cine este pentru? Poftim? Să se întâmplă la
Să punem la vot, nu? Să punem la vot. Cine este? Nu am indicat de vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației cu perioadele determinate a unor imobile. Aici avem referatul de aprobare a domnului primar. Deci altii sunt în regulă. Discuții pe... A, da. A trebuit să spun domnul primar la ce probleme? La Drăgovan, nu? Nu se seamănă prima dată, să ieși la toți consilieri. Dacă, da, dacă doriți, vreau. Vă rog în ordine, dacă se poate. Da, 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 da. Sunt scris la... Dacă ați primit materiale, materialele care le-ați primit, scrie destul de clar. Este vorba de școala generală numărul 2, respectiv Gârbovana, școala de la Ștefan cel Mare, de la Rădeana și de la Vișoara, respectiv Corbu. Ele nemai fiind în rețeaua școlară, trecem în domeniul public al Comunei, dar pentru această, pentru trecerea în domeniul public al Comunei, o să avem nevoie și de avizul Ministerului Educației. Nu? Zic bine? Schimbarea destinației. Sunt ca școli. Așa, așa, da. Deci ele sunt în domeniul public ca școli, dar ca și școli. Acum le facem schimbarea destinației. Aici trebuie avizul Ministerului Educației. Și o să fie la dispoziția Consiliului Local. După ce primim avizul, după ce se trece în, să schimbe destinația. O să fie de utilitate publică. Nici de clădiri de utilitate publică la dispoziția Consiliului Local. Pe care la fel să trebuiască să le iei. Pe care nu vreau să le iei. Da. Am greșit să mă lucrăm să le deterioreze. Dar se poate specifica, la Drăgovana, casă practică la care avem nevoie. Dar de unde știi tu? Faci obiectul discuției, hotărârea asta. Da. Păi nu faci obiectul. Toate locuințele care... Deci acum se discută starea lor. Deci nu mai sunt în Ministerul Învățământului, se prea la local. După aia, nu vedea ce vom face. Nu face obiectul discuției. Dar ca să fie folosit într-un domeniu, trebuie să fie hotărârea Consiliului Local. Dar există și posibilitatea cu Ministerul Învățământului să nu ne dea avizul. Și atunci, proiectul ăsta este de fapt o propunere. E un acord de principiu al Consiliului Local, nu este o aprobare definitivă. Aprobarea definitivă va fi după avizul Ministerului Învățământului. Păi da, majoritatea se deteriorează, dacă nu sunt nici colo, nici colo, că vreau nu sunt. Nu e o limbă discuție, cum spunea domnul Tufan. Da. Mai sunt declarități? Nu. Atunci spune la urmă. Cine este pentru propunerea? Nu am încălzit eu, că a fost aprobat. Proiectul numărul 5 privind aprobarea numărului și faptul lunar bolsilor acordate elevilor din Școala Gimnazială numărul 1. Ați citit toată referatul de aprobare a domnului primar. Semestrul. Dar scrie disponibil. Semestrial. Da, nu am
Ai sărit. Am sărit, da. Aici m-am văzut. Supulsa de acolo, în tot social, în tot vitemensu, s-o zic lunar. 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 Supunem la cine este pe acolo? Este lunar. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a unității, a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comunului și Foarte Mare, Județul Bacău, în adunare generală acționarilor în compania regională a Bacău, a Comunului și Foarte Mare, Județul Bacău, este acționar și în ACA. Referatul de aprobare îl avem. Propunere avizată de doamna secretară. Raportul de studiu de specialitate a comisiei. Administratorul Republic. Sunt discuții pe baza proiectului? Pe baza metri pătrați,
considerăm că se impune abrogarea articolului 1 hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 28.04.2021. Imobilul făcând obiectul prevederilor articolului 289 din OG numărul 57/2019 privind codul administrativ cu completări și modificările ulterioare privind potrivit cărui articolul 289 inventarea bunurilor în domeniul public al unităților administrative teritoriale, punctul 1, toate bunurile aparținând unităților administrative teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autoritățile deliberative îi se prezintă anual de către autoritatea executivă un raport asupra situației gestionării bunurilor. Alineatul 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrative teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă, ori de o altă persoană împuternicită, să exercite atribuțiile respective după caz, după caz. Alineatul 3. Comisia prevăzută la alineatul 2 se constituie prin dispoziția fiecărei autorități executive a unității administrativ-teritoriale. Alineatul 4. Comisia prevăzută la alineatul 2 are obligația să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. Alineatul 5. Inventarul prevăzut la alineatul 2 se atestă prin hotărâre a autorității deliberative a fiecarei unități administrative teritoriale. Având în vedere cele prezente, se impune modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 28.04.2021 în sensul abrogării articolului 1 și implicită anexa numărul 1 care face parte integrală din prezenta hotărâre. Față de acest aspect, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul Comunului se face mare de Sibacau, având în vedere veratul de aprobare numărul 3.7.85 din 25 ani 2021 a primarului Comunului Ștefan cel Mare privind modificarea și prezentarea inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunului Ștefan cel Mare de Sfântul raportul compartimentul de specialitate înregistrat sub numărul 3.7.84-25.5.2021 în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunului. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 46 din 29.05.2019 privind trecerea din domeniul privat al Comunului Ștefan cel Mare la peste de pășune, tupici, situația în instalarea în Comunului Ștefan cel Mare, având număr de cadastral 62.197. Având în vedere prevederea articolului 89, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, având în vedere prevederile ordinului Ministerului de Finanțe numărul 2861/9/10 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activă, datoriilor și capital lucrurilor proprii. Având în vedere articolul 129 alineatul 1, articolul 286 alineatul 1 și alineatul 4, articolul 287 alineatul B și articolul 288 alineatul 3 din OG numărul 57/2019 codul administrativ, completări și modificările ulterioare. Întâlnirea prevederilor articolul 139 alineatul 2, articolul 196 alineatul 1, articolul litera A și articolul 197 alineatul 1.
de la A, din nou gen politică pe 2008, privind codul la situație, comunitățile cel mai care putințare propunere. La data intrării în vigoare a prezentei, se aprobă articolul 1 din hotărârea de Consiliul Local, numărul 34, din 28-4-2021, privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunității de parcemare. Deci se facă, întrucât bunul în cauză face obiectul articolului 289 din codul administrativ, completările și modificările. Ai citit-o, dacă și-o trimis-o la articolul de 289, vezi? Analizul de unde l-am citit cu vreau primit. Da, dar e chiar și problema. E chiar și locat articolul ăla de 5.000 ori. Da. V-ați primit înainte. Da, dar nu am avut să citesc. L-am primit, dar n-am avut ca să citesc. Votește o pietru, dacă este. Nu ne putem. Este punctul. Este avizat și doamna secretară. Da, am înțeles eu despre ce este vorba. Este un proiect care trebuie acoperit. Îl supun la apă. Cine este pentru? Da. Vă mulțumesc. În mâna de dată, doamne, vă mulțumesc. Diverse. Sunt ceva probleme? Da, vreau să întreb dacă e... Numai puțin, ca să vă... În ordinea care v-ați indicat, nu aș vrea ca să vă dau cuvântul la fiecare, da? Domnul Stan. Numărul 2, turul 4. Da, mai este cineva? Care... Da, eu. Domnul Vici. Așteptați, vă rog. De asta zic că ar trebui că să-i sudăm măcar până chiar care țin șuflet. Găsiți soluții să... Atât? Gata. Are cuvântul domnul Torban. Vreau să întreb cu drumul la Vincioara, să zicea când ce, ce s-a întâmplat. A fost desemnat un câștigător, dar unul din agenții economici care a participat la licitație, care a fost exclus, a contestat. Este în perioada de soluționare contestației. Cam ce perioadă durează contestația? Două, pregătorii. Dacă cel care a făcut contestație nu este mulțumit, nu este mulțumit cu răspunsul care dă cei de la CNSC, nu? Acționează în instanță. Și poate să judice. Dar ce știu eu că cel care a făcut contestație are o ofertă financiară mai mare, cu vreo 3 miliarde față de agentul câștigător. Și chiar dacă nu o să fie, cred că o să renunțe. Să facă în continuare contestația. Da, bun, vă mulțumim. Următorul, domnul Cercea. Da, domnul Cercea. A zis. Eu nu spun. Aperitiv. Voi vorbi cu domnului. Da, dar și tot ce mi se gândește mai mult. Un aperitiv, nu mai aduce mai mult. Unii domnul Vici, nu mai... Sursa de finanțare a aperitiv. Unii mai mult. Da, din grăsă. Tot ce timp hârtirea, dacă ne știm cât de rost toți, că știm exact cine este, că ce să facem, dar nu știm mai iurea, dar nu, mă rog, da, noi trebuie să fim filmați ca idei. Asta e, da, e alegerea noastră. Ați terminat? Da. Aș avea și eu.
Domnul primar, în ce stadiu suntem cu finanțarea pentru proiectul pentru gaze naturale? Da. Suntem la vedere de cum s-a ceva? Bă, dar până în 2050 kg gaze naturale în România, nu mai există Comunitatea Europeană. Asta e tot pentru calmele, nu? Pentru calmele, nu? Pentru calmele, asta e gata. Asta nu mai consumă în Europa. Știi cumva dacă guvernul a dus proiectul la Bruxelles cu bani pe PNRR? Păi și atunci dacă nu este aprobat, nu este nici dus. De unde să știm noi ce finanțează programul? PNRR. De unde să știm? Deci dacă nici nu este aprobat. Dar voi mai sunt locuri, mai putem? Păi, dar au fost o discuție cu ședințele din urmă, că dacă nu sunt afară, efectiv, că dacă nu ai dat... Dar eu vorbesc cu domnul primar. Da. Păi, dar câte ședințe îți vorbesc pe lume? Eu cu dânsul i-am pus întrebarea. Da, mă, tine. Știi cumva, mai e vreo sesiune de depunere de proiect pe POIM? Poate a renunțat cineva, poate, eu știu. Poți să poți, ești bun, știu. Îi dă continuare. Îi dă continuare, da. Eu știu ce poate, place pe tăpăne. Așteptăm surse de finanțare. În momentul când o să fie un program de finanțare pe gaze și Comuna Ștefan cel Mare nu se regăsește cu un proiect, cu un studiu de fezabilitate depus, atunci discutăm. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt... Da, vă dau cu la terenul de la școală, de la noi. Și vreau să faci un proculez cu copiii acolo. Cu aprobarea pe asta. Nu m-a s-adună. Deci facem noi bani și facem toate. Prin donații? Nu prin donații, îi facem noi. Băieții din sat, nu avem unii cu copiii de muncă, să facem un legănel, un concurs. Da? De acord. Îi dați voi? Da, sigur că da. Ok. Același lucru puteți să faceți și până la Rădeană. Da. Dar tehnic, parcurile astea de joacă a copiilor implică siguranța. Lasă-o. Și atunci adică o să vedeți pe ce pe stradă, ce siguranță care se joacă. Răspunde fiecare, dar acolo unde faci tu ceva. Și acolo ceva. Te duci, duci cu tine, nu se duce singur. Ok, bine. Deci, ai început greșit cerând domnia aprobarea. Deci aprobarea nu e o dau, consiliul local. Deci este vorba de un domeniu public și când se face ceva pe domeniul public, ceea ce se face pe domeniul public, se face în urma unei hotărâri de Consiliul Local. Deci nu a primat. Faci un proiect? Sigur că da. Să fac o cerere scrisă? Nu, proiect. Da, da, e în fața Consiliului Local și Consiliul Local, atunci... Deci sunt toate avizii necesare, dar nu mă fac. Proiect. Mă întreb pe mine când? Când vrei? Poți să spun eu când să faci tu solicitare? Eu vă spun și gata. Doamne ferește, să se întâmplă ceva cu copilul la tine acolo. În sat răspunde toți. Cei care fac. Aici e problemă. Hai să-ți fii gândit. Dar toți, când toți trebuie să te fac, toți trebuie să te fac. Aici e chestia. Noi vedem foarte sigur chestia asta. Foarte sigur vedem. Sunt la mâna nevoie, la Drăgovara, nu este niciun loc de distracție, într-adevăr, pentru copii. Dar în momentul în care noi votăm, tu ți-asumi răspunderea, că tu răspunzi acum în sat la tine, că să stai cu copiii 2 ori, 4 ori, 5 ori, mă rog. Îți asumi răspunderea? Asta e la ceva. Deci nu parcă distracție. Nu știu dacă ești în altă zi, sunt niște chestii, Doruțu, sunt niște chestii, că trebuie să ne gândim cu omenești. Dar dacă tu spui de o bancă, unde sunt pentru copii, băi, îți trebuie? Leagă-mă, Nu am văzut copii acolo. Sunt, sunt, sunt.
se joacă, dar nu sunt de ce am vrut să joacă? Trebuie am puțin de ținut locul de un gărbulez. Gărbulez trebuie închis. Ca să nu mai intră la mașină, ca să nu mai intră. Credeți că terenul ăla figurează în evidență noastră ca teren fotbal? Nu, nu știu, am văzut și eu, dar... Deci nu este trecut în inventarul domeniului public ca teren de fotbal. Deci nu putem face niște cheltuieli cu construiri din garduri, din știu ce, neavând în evidență terenul. Acum știți, acolo s-au ocupat plăstică cealaltă. Și eu. Cu sponsorizări, cu ce e așa. Deci nu primăria. Dar nu m-a spus, toate se fac, dar pe buget, cu surse de finanțare. E prea, deci nu să discutăm acum, despre ce o să prindem în bugetul de la dacă vă place așa ca să avem niște discuții, de dragul de a avea discuții, discutăm la o săptămână după ce aprobăm bugetul, discutăm de buget. Deci să tu ieși, să nu se poată, să nu se cere. Da. Păi da?